cu alți miniștri. Doamna, aveți cuvântul. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră la această deosebită întâlnire. Permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc în numele Guvernului României și a echipei pe care o conduc în cadrul Ministerului pentru tot sprijinul dumneavoastră, pentru tot ceea ce înseamnă programul operațional regional, fondurile europene în România. Și ca să fac o simplă paranteză, măsura N+3 pentru România a însemnat un sprijin extraordinar de important. Obiectivul major pe care noi ni-l asumăm în domeniul dezvoltării regionale este ca România să devină un teritoriu competitiv, coeziv și integrat în spațiul european. Competitiv prin folosirea oportunităților specifice zonelor urbane, dar și tuturor celorlalte teritorii, și coeziv prin asigurarea pentru toți locuitorii a unui acces echitabil la infrastructură și servicii publice eficiente. În acest sens, este extrem de important ca în centrul activităților noastre să se afle cetățenii și comunitățile lor, nevoile și proiectele acestora de viitor, care să aducă bunăstare și condiții cât mai bune de viață. Astfel, principala preocupare a Ministerului pe care îl conduc a fost să insistăm asupra unei adaptări cât mai realiste și mai adecvate, atât a proiectelor finanțate prin programele noastre, cât și la cele care sunt astăzi finanțate prin intermediul Uniunii Europene. Pe care de consecință, stadiul de dezvoltare al României a impus folosirea unui mix de politici și instrumente, fără a opta însă numai pentru o singură alternativă în exclusivitate. Principala noastră provocare, și din acest considerent astăzi permiteți-mi să mă axez pe acest obiectiv principal, este să asigurăm complementaritatea între ceea ce ne sprijină astăzi Uniunea Europeană prin fondurile europene, dar și ceea ce face bugetul de stat pentru asigurarea infrastructurii în domeniul localităților noastre. În ceea ce privește finanțarea cu fondurile europene, România privește astăzi cu multă seriozitate și pragmatism exercițiul financiar pentru perioada 2014-2020. Tocmai din aceste considerente, la nivel național, am demarat toate măsurile necesare pentru implementarea eficientă a fondurilor structurale. Mă refer în mod special la programul operațional regional 2007-2013 cu o alocare de 3,9 miliarde de euro. Astăzi, când mă adresez dumneavoastră, am reușit să avem un grad de absorpție de 63%, reprezentând sume rambursate efectiv de Comisia Europeană. Prin intermediul programului operațional regional am finanțat infrastructură locală și regională, peste 2000 de kilometri de drumuri județene, peste 100 de unități medicale, peste 500 de școli, am sprijinit peste 2000 de IMM-uri și am creat peste 29.000 de locuri de muncă. În complementaritatea sa, programul operațional 2014-2020, cu o alocare de data aceasta substanțial majorată de 6,7 miliarde de euro, va finanța 9 din cele 11 obiective tematice ale fondurilor europene și ne referim aici în mod special la fel la drumurile care asigură conectivitatea la rețelele TNT,
la reabilitarea și eficiența termică a clădirilor publice și a clădirilor de locuit, la infrastructura socială și medicală, infrastructura școlară. Un element de noutate la nivelul programului operațional regional 2014-2020, vom reuși realizarea cadastrului și intabularea proprietăților a peste 5 milioane de hectare. Principala preocupare sau lecție pe care am extras-o din programarea 2007-2013 și pe care încercăm la nivelul anului 2014-2020 este simplificarea procedurilor administrative. În acest sens, am participat la numeroase întâlniri, atât cu reprezentanții comisiei, dar mai mult am învățat din propriile noastre greșeli. Astfel, vom reuși să contractăm toate proiectele beneficiarilor noștri într-un timp mult, mult, mult mai redus față de ceea ce a fost în perioada 2007-2013, astfel încât beneficiarii să poată realiza aceste proiecte, să nu mai ajungem la nivel de final de program, să nu reușim să finalizăm. Vom menține sistemul plăților și a decontărilor acestora, exact ca cele care le-am utilizat în perioada 2007-2013, astfel încât toate lecțiile pe care le-am învățat în perioada 2007-2013 să ne sprijine ca implementarea programelor 2014-2020 să fie cât mai facilă. Alături de programul operațional regional, și permiteți-mi să fac această mențiune în cadrul acestei comisii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestionează și 12 programe de cooperare teritorială cu o valoare de 1,7 miliarde de euro. Un exemplu de succes al acestor programe de cooperare teritorială este programul România-Bulgaria, de exemplu, care astăzi are o rată de absorpție de 73%. Și pentru că v-am menționat de complementaritate, alături de programul operațional regional, al doilea instrument pe care ministerul nostru îl utilizează este Programul Național de Dezvoltare Locală, program creat de Guvernul României, finanțat din bugetul de stat și care sprijină infrastructura locală și regională de la nivelul tuturor localităților din România. În complementaritate cu ceea ce finanțează Programul Operațional Regional, Programul de Dezvoltare Locală sprijină de asemenea sisteme de alimentare cu apă și canalizare, drumurile publice, școlile, și aceasta este, cred eu, o experiență pe care noi spunem că este de succes. Cele două instrumente sprijină dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localităților noastre. Ce îmi doresc de la toată această colaborare cu dumneavoastră? Un parteneriat deschis atât cu dumneavoastră, atât cu serviciile, cu DigiRegio, Comisia Europeană, cu toate instituțiile europene, astfel încât România să reușească să folosească cât mai eficient fondurile pe care le are la dispoziție, dar și pentru ca politicile noastre de dezvoltare să fie cât mai bine adaptate, inclusiv perspectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene. Consider că, în acest sens, ar fi foarte util stabilirea unui calendar de întâlniri, așa cum astăzi am onoarea să fiu lângă dumneavoastră, a tuturor miniștrilor responsabili cu dezvoltarea regională, calendar care să fie
la nivelul Comisiei Regii și de ce nu la nivelul lui DG Regio. Cred foarte mult că România are potențialul necesar de a deveni o poveste de succes, un exemplu în utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea țării și pentru bunăstarea cetățenilor ei. Încă o dată vă asigur că eu, echipa din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vom depune toate eforturile noastre pentru a îndeplini acest obiectiv. Vă mulțumesc și încă o dată este o mare onoare să fiu astăzi lângă dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu colectarea întrebărilor, așa că, doamnă ministru, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Întrebări foarte interesante și vă dați seama că avem, practic, aceeași ordine de zi cu dumneavoastră, așa și-au dat seama și ceilalți miniștri pe dezvoltare regională. Vă rog. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, foarte interesante. O să încerc răspunsurile pe care am să vi le dau să poată să servească la mai multe întrebări ca să putem să ne încadrăm și în timpul alocat. O să încep cu simplificarea și aici permiteți-mi să vă prezint principalele măsuri pe care le-am luat în comparație cu perioada 2007-2013. În primul rând, contractarea proiectelor nu se va mai face la proiect tehnic de infrastructură, ci se va face doar la studiu de fezabilitate. În legislația românească, un proiect de infrastructură are mai multe etape de realizare până se ajunge la construcția propriu-zisă. Există studiul de prefezabilitate care stabilește o valoare estimată a investiției, există studiul de fezabilitate care spune valoarea clară a investiției, proiectul tehnic care face toate detaliile tehnice, planșe și așa mai departe. Toate aceste elemente în perioada 2007-2013 ne-au condus la o contractare per proiect la nivel la 1,6-2 ani de zile pentru un beneficiar. Deci de la data la care beneficiarul depunea cerere de finanțare la nivelul programului operațional regional, până reușea să semneze contractul de finanțare, puteau să dureze, să treacă și 2 ani de zile. În acest fel, prin contractarea direct de la studiul de fezabilitate, reducem perioada de 2 ani la 3 luni, cel mult 4 luni de zile, cu tot ceea ce înseamnă și parte de evaluarea proiectului. A doua etapă pe care de asemenea dorim să o scurtăm și am introdus-o în tot ceea ce înseamnă ghidul solicitantului, tot ceea ce înseamnă evaluare, vizită la fața locului, de verificare a condițiilor pe care beneficiarul le trece în cererea de finanțare, se va face concomitent cu ceea ce beneficiarul a desenat sau a solicitat prin studiul de fezabilitate, astfel încât toate aceste elemente de contractare să se întâmple și ele cel mult într-o lună de zile. A treia măsură pe care am luat-o, contract de finanțare standard pentru toate măsurile care le finanțează programul operațional regional. Fie că este o măsură de un proiect de drumuri, fie că este un proiect de infrastructură școlară. A patra măsură, Guvernul României a adoptat o nouă lege a achizițiilor publice. Și aici vin și răspund și la ceea ce am primit ca întrebare, care a fost una din problemele majore pe care le-ați întâmpinat în perioada 2007-2013, au fost legislația pe care România a avut-o în domeniul achizițiilor publice. Am reușit să transpunem noua directivă a Uniunii Europene. România are o nouă lege a achizițiilor publice care simplifică și flexibilizează și transparentizează procesul de achiziții publice. O altă
măsură pe care o păstrăm, și aici poate răspund tot așa la mai multe întrebări, este măsura mecanismului cererilor de plată. Când am venit în anul 2012 în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, eram secretar de stat la acea vreme, programul operațional regional 2007-2013 avea un grad de absorpție la acel moment de 12%. Într-un interval de un an de zile am reușit, echipa care am venit la Ministerul Dezvoltării, să ridicăm acest grad la aproximativ 45-50%. De ce și cum am reușit? Principala cauză pentru care nu aveam grad de absorpție era mecanismul prin care se decontau cererile de rambursare ale beneficiarilor. 90% din beneficiarii programului operațional regional erau beneficiari publici, primării, consilii județene, școli, spitale. Poate marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți foarte la curent cu acest mecanism impus de comisie. Ca să poți să primești fondul european pe proiectul pe care l-ai depus, trebuie mai întâi tu ca beneficiar să plătești, să dovedești cheltuiala este efectuată, așa spune regulamentul. Cheltuiala a fost efectuată și efectivă. Asta ce înseamnă în traducere financiară? Eu, beneficiar, plătesc o factură către un constructor și mai departe mă adresez autorității de management, care la rândul ei se adresează DigiRegio, e un întreg mecanism, să-mi returneze banii pe care i-am cheltuit. Pe acest sistem, returnarea către beneficiar era între 6 luni și 8 luni de zile. Ajunseseră beneficiarii publici să intre într-o incapacitate de plată, deci nu mai aveau resursele să asigure circuitul plăților. Din aceste considerente a fost una din cauzele pentru care am intervenit și am introdus un mecanism de decontare a acestor facturi din veniturile de privatizare ale Guvernului României. Guvernul a asigurat un buffer de plată către beneficiarii publici, deci beneficiarii nu mai plăteau din fondurile lor, acestea erau transmise către beneficiari din acest buffer creat de Guvernul României, dânsii își plăteau facturile către comisie, așa cum scrie regulamentul, au plecat facturi achitate, plătite. Dar greutatea n-a mai fost pe beneficiar. Această greutate a luat-o bugetul de stat, Guvernul României, astfel încât în momentul în care se întorceau sumele de la Comisia Europeană, se întregea înapoi bugetul de stat. Aici a fost una din, să zicem, lecțiile de succes pe care am reușit noi să le aplicăm la nivelul programului operațional regional și care s-a extins cu repeziciune la toate celelalte programe operaționale pe care le gestionăm în România, și în continuare vom păstra această măsură și pentru perioada 2014-2020. Ați vorbit și m-ați întrebat de, mai multe întrebări au fost legate de regionalizare, descentralizare, ce s-a întâmplat cu procesul de regionalizare, descentralizare. Ministerul Dezvoltării Regionale, ca minister de linie, a pregătit toată legislația necesară realizării acestui proces. Regionalizarea în România este un proces necesar, eficient, benefic pentru comunitățile noastre. Însă ca să reușim să realizăm această regionalizare, adică să dăm personalitate juridică regiunilor statistice actuale ale României, trebuie să ajungem să modificăm Constituția României. Această modificare a Constituției încă este în Parlamentul României
și încă n-a întrunit vorumul necesar, nu este un proces extraordinar de simplu. Se modifică prin Parlament, dar apoi se face referendumul pentru consultarea întregii populații. Ce am reușit în schimb? Programul operațional regional, chiar dacă el are o autoritate de management la nivel central, în România există 8 regiuni statistice, dar care au Consiliul de Dezvoltare Regională format din toți actorii locali, primării, consilii județene, ONG-uri, camere de comerț, IMM-uri. Acest Consiliu de Dezvoltare Regională este cel care realizează strategia de dezvoltare a regiunii, prioritățile de dezvoltare a regiunii și planul investițional. Programul operațional regional, acordul de parteneriat, s-a realizat pe aceste strategii de dezvoltare regională. Deci chiar dacă managementul astăzi este la nivel central, ca și parte de finanțare, de plată, decizia și nevoia a fost stabilită de către beneficiari, de către autoritățile locale, la nivel regional. Planul Juncker. Mulțumim pentru această inițiativă. Ministerul nostru, alături de toate ministerele de linie, s-a implicat foarte mult în identificarea celor mai bune proiecte care pot duce la dezvoltare pentru țara noastră. Și aici vin și răspund și la cealaltă întrebare care spune, da, avem nevoie de resurse mult mai mari decât avem astăzi prin intermediul programelor operaționale. Într-adevăr, planul Juncker este o soluție care să ne acopere nevoile de dezvoltare și să putem lua acea decizie de a finanța prin planul Juncker proiectele majore și să eliberăm bugetul de stat de aceste proiecte majore care pot veni în planul Juncker pe alte instrumente financiare, astfel încât o parte din bugetul de stat care ar fi fost destinat acestor proiecte majore să vină în completarea resurselor autorităților locale sau regionale să-și realizeze infrastructura de interes local, care într-adevăr nu este una la nivelul unor proiecte foarte majore pe care intenționăm să le susținem la nivelul planului Juncker. M-aș bucura extraordinar de mult dacă ar fi aceste întâlniri chiar informale cu miniștrii dezvoltării, întâlniri informale mai dese cu dumneavoastră, cu DigiRegio. Sunt convinsă că niciunul dintre noi, oricâtă experiență, eu personal am peste 25 de ani de administrație publică, în domeniul fondurilor europene peste 15 ani, când sunt în România, dar cred că niciun ministru sau niciun coleg nu deține adevărul absolut sau cheia succesului și cred că prin aceste întâlniri informale, schimb de experiență, putem fiecare dintre noi să ne împărtășim fie experiențele de succes, așa cum eu astăzi v-am prezentat complementaritatea și partea de simplificare, cel puțin la nivelul plăților, care, vă spun, în România a fost un real succes, așa și colegii mei cred că pot să ne spună cum au îmbunătățit dânsii rata absorpției. Și mai mult, cred că prin sprijinul dumneavoastră și al celor de la DigiRegio, putem noi, la rândul nostru, să ne îmbunătățim toate procedurile și toate ghidurile, să spunem, măsurile pe care le avem de realizat, astfel încât și Comisia și dumneavoastră să vă convingeți că statele membre, România în cazul nostru, cheltuie în mod corect și transparent fondurile europene. Și aici am răspund la întrebarea legată de masterplanul de nereguli sau cu
cum putem să eliminăm elementele legate de nereguli sau de evaziune. Există o ordonanță astăzi în România care reglementează toate neregulile legate de fondurile europene. Absolut orice condiție restrictivă este penalizată, astfel încât să ne asigurăm că tratamentul egal, nediscriminatoriu, corect și transparent a fost aplicat la nivelul tuturor proiectelor pe care le finanțăm. Nu a fost ușor, nici pentru noi, când am avut un sistem al achizițiilor publice, dintr-o dată să constatăm că, de fapt, el nu este în concordanță cu toate regulile sau cu toate metodele europene. În aceste considerente, această ordonanță, care este clar în sensul COCOF-ului, pentru mulți beneficiari, în special pentru cei publici, a fost o ordonanță destul de greu de acceptat, pentru că ceea ce dânsii sperau să obțină dintr-un proiect cu fonduri europene, câteodată a fost redus suma în mod substanțial, cu o corecție financiară de cel puțin 25%, dacă nu în alte situații mai mare. În schimb, tot în acest sens, și aici iar permiteți-mi să spun, nu știu dacă este o măsură de succes, dar a venit ca o măsură să sprijine tot implementarea acestor proiecte, la nivelul proiectelor cu fonduri europene, beneficiarii noștri la nivelul programului operațional regional sunt autorități locale. Poate unele dintre ele, într-adevăr, n-au avut suficientă capacitate să scrie sau să implementeze un proiect european. Avem instituții ale statului, Autoritatea Națională de Achiziții Publice, care au verificat, care au analizat condițiile puse de aceste autorități în achizițiile publice și au aprobat dosarul achiziției. Pe aceste achiziții, în baza acestei ordonanțe de nereguli, Autoritatea de Management a impus o corecție de 25% în condițiile în care beneficiarul a fost verificat de toate autoritățile statului și își dăduseră toate acordurile și aprobările necesare. În acest sens, Guvernul României a venit și a sprijinit acești beneficiari în sensul de a le completa resursele acolo unde s-a dovedit că au avut toate acordurile de la toți controlorii sau toate instituțiile care pot controla și au greșit sau li s-a aplicat această corecție pentru că legislația noastră nu a fost în concordanță cu legislația europeană. Și aici am venit și am sprijinit autoritățile locale. Ce mai am? Vis-a-vis de comunitățile marginalizate. Am avut un studiu realizat în parteneriat cu experții Băncii Mondiale. S-a făcut o hartă a tuturor acestor comunități marginalizate într-un mediu popular, noi spunem harta sărăciei. Sunt identificate aceste comunități marginalizate inclusiv la nivel de stradă, pe cartier, alee, unde se află ele concentrate. Prin intermediul programului operațional regional avem o axă destinată CLLD-ului, Community Lead Development, și prin programele guvernamentale avem axe speciale pentru construcțiile de locuințe pentru aceste comunități marginalizate și, bineînțeles, în interiorul acestora pentru comunitatea romă. Nu vrem să tratăm în interiorul programului operațional regional și nici la nivelul programelor guvernamentale
comunitatea romă disting de celelalte comunități marginalizate. Deci în interiorul unei comunități marginalizate avem și comunitate romă, avem și comunitate de români. Deci nu intenționăm să creăm această segregare numai pentru comunitatea romă, nu. Deci aceste măsuri pe care le avem la nivelul programelor noastre se adresează tuturor comunităților marginalizate. Mai avem răspuns. Îmi cer scuze, mai mă uit odată pe toate. Am avut o întrebare legată de legătura dintre autoritățile locale și cele centrale, cum să creștem rata de absorpție. Aici încă o dată am încercat să răspund prin aceea că autoritatea de management, autoritatea centrală, este cea care este organizată la nivelul Ministerului Dezvoltării, dar ea nu este cea care se implică în nevoia, strategia autorităților locale. Acestea, în principiul autonomiei locale, dispun de resursele proprii, nimeni nu impune cuiva să aplice sau să facă un proiect cu finanțare europeană. Toate măsurile pe care le avem la nivelul programului operațional regional, ambinat obiectivele tematice ale comunității europene, ale Uniunii Europene, cu nevoile autorităților locale din România. Cred că, nu știu, sper să... Ok, I think you answer all the questions. Cred că ați răspuns la toate întrebările.